Doamnelor și domnilor, bună ziua! Cristian Foghel din platoul Roman 24. Astăzi, după cum vedeți, nu vorbim discuții despre Roman, mai sărim puțin și în zona din jurul municipiului Roman. Vorbim astăzi despre una dintre comunele bine dezvoltate, la care foarte, foarte mulți romașcani se uită cu invidie, de ce nu, și cu dorință. Alături de mine invitat este astăzi primarul Comunei Cordun, domnul Adrian Ciobanu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Ca să stabilim din prima, Comuna Cordun este în momentul acesta privită și, repet, de foarte mulți romașcani ca zona rezidențială, acolo unde se retrag oamenii care au bani. Unde se duc oamenii care au bani să-și facă căsuțe. Pleacă din oraș, lasă blocurile de ciment și se duc la aer liber, la curte, la construirea unei căsuțe, viluțe și așa mai departe în Comuna Cordun. Pentru dumneavoastră ca și primar e o chestie bună. Pentru mine ca și primar este o mare bucurie. Primesc cu brațele deschise toate persoanele care doresc să vină, să locuiască, să se integreze în Comuna Cordun. Pentru că aceste persoane care vin și se stabilesc la noi în Comuna Cordun consider că aduc un plus de valoare și de imagine comunității noastre. Dar ce are Comuna Cordun de așa de... Eu trebuie să întreb, nu? Ce are Comuna Cordun de așa de atractivă? Adică față de Roman, de exemplu. De ce e așa de atractivă pentru oameni? Că aud din ce în ce mai mulți care spun, băi, m-aș duce la Cordun, m-aș muta, mi-aș lua o căsuță, mi-aș lua o palmă de teren să-mi construiesc acolo. Cred că și prețurile din punct de vedere imobiliar sunt mult mai accesibile romașcanilor în Cordun decât în municipiul Roman. Și aici cred că este principala cauză. Și o a doua cauză, cred că în ultimii ani am muncit extraordinar de mult în rețeaua de infrastructură, apă, canal, asfalt și cred că toate aceste lucruri au creat condiții extraordinar de bune pentru locuit în Comuna Cordun. Asta atrage pe oameni? Că au tot ce le trebuie? Sigur că da. Păi nu mai trebuie nimic altceva, oare? Există și o distanță mică până în centrul Romanului. Am ajuns aici la dumneavoastră în 5 minute din centrul Comunei Cordun, din fața primăriei. Am ajuns în 5 minute. Cred că e o zonă bună pentru navetă. Bună pentru navetă. În 5-10 minute putem ajunge în orice locație din municipiul Roman. Și așa cum am menționat, prețurile imobiliarelor fiind atractive, mai atractive pe Comuna Cordun, pentru că în ultimii ani prețurile la tot ceea ce înseamnă imobiliare s-au triplat și în Comuna Cordun, pe fondul dezvoltării infrastructurii, în funcție de cerere și de ofertă, prețul s-a triplat. Dacă acum 4 ani în urmă cumpăram teren intravilan în satul Cordun cu 7-8 90 euro, astăzi, la ora actuală, prețurile au ajuns și la 30-35 de euro în satul Cordun, dar, în continuare, chiar datorită faptului că prețurile au crescut, Comuna Cordun și satul Cordun, în principal, a rămas atractiv pentru investițiile imobiliare. Okay. Eu când vorbesc de Comuna Cordun, ca să înțeleagă toată lumea, mă refer la toate localitățile care, Pildești, Simionești, Cordun, da? De lucrat s-a lucrat și se ridică toate, adică infrastructura e, dacă nu e deja pusă la punct, e în lucru de a fi pusă la punct? Mai sunt zone în care mai e de lucrat? Mai sunt zone și întotdeauna vor mai exista zone în care va trebui să muncim. În 2016, în momentul în care am intrat primar, am privit întreaga comună ca fiind o mare tarla. Da, ok, am înțeles. Și trebuia să încep dintr-un punct. Marea parte a investițiilor le-am început din Comuna Cordun, le-am continuat în satul Pildești, vom continua în continuare
proiectele de investiții în infrastructură, pentru că visul meu personal este ca întreaga comunitate din Comuna Cordun să aibă acces la tot ce înseamnă rețea de infrastructură la nivelul comunei. Dacă acum la ora actuală ne raportăm la rețeaua de gaze care avem acoperire aproximativ de 100%, rețeaua de canalizare 70%, rețeaua de apă tot la fel vreo 70%, acum la momentul actual avem poate străzi modernizate proporție de 80%, toate aceste investiții în infrastructură, așa cum am menționat, vor continua în viitorii ani, astfel încât să acoperim 100% rețeaua de infrastructură. Tragem, noi suntem în situația asta destul de ciudată ca români să tragem și să fim mulțumiți că ajungem la ce e normal să fie. Acum, nu s-a aștepta nimeni ca după vremea lui, nu știu, Cristoveanca să aibă canalizare și gaz. Dacă discutăm la 30 de ani după Revoluție de normalitate, discutăm de faptul că în ultimii ani am accelerat extraordinar de mult investițiile în infrastructură, dar 25 de ani, unde am fost? Da. Că 25 de ani ni s-a părut normal să avem strada pietruită, ni s-a părut normal să avem o fosă septică sau mai puțin septică în spatele curții, ni s-a părut normal să tragem apa din găleată. 20 de ani, cred că noi ca și popor, sau mai bine de 20 de ani, ne-am complăcut în condiții mai puțin normale pentru o societate dezvoltată. Noi dintotdeauna am avut pretenții, dar pretențiile noastre cred că nu întotdeauna au fost bine susținute de realitatea din spatele nostru. Cred că lucrul ăsta... Dar stați puțin, că aici ceva. Eu vă întreb, puteți oricând, dacă vă simțiți în neregulă, nu știu, cu aerul uscat de aici, din platou, puteți să beți apă, că e normal să suntem oameni, nu? Eu înțeleg o chestie, vorbim de 25 de ani, 30 de ani după Revoluție, dar vorbim de asemenea de una dintre cele mai, cum să le zic, bogate comune din județ. Comuna Cordun, nu? Nu dați așa din cap. Nu întotdeauna Comuna Cordun a fost una dintre cele mai bogate comune din județ. Nu este adevărat lucrul ăsta. Dacă discutăm de anul 2016, în momentul în care am preluat mandatul de primar, Comuna Cordun se afla printre primele locuri din județ. Discutăm de fabrica de țevi, care era principalul contributor la bugetul local și care nu plăteau chiar atât de mult și atât de mari taxele și impozitele la bugetul local. Era una dintre primele comune la nivelul județului, dar nu eram prima comună la nivelul județului. Eu am venit cu o viziune nouă din punct de vedere al investițiilor private și am susținut toate investițiile private, am fost alături de investitorii care au dorit să investească la nivelul Comunei Cordun, pentru că eu văd că aceste investiții pot dezvolta comuna și pot aduce un plus de prosperitate comunei pe termen lung, nu pe termen scurt. Și în ultimii ani discutăm de foarte multe investiții mari care s-au derulat la nivelul comunei, așa cum am menționat, cred că zilele trecute, într-un reportaj cu dumneavoastră, vor mai veni alte companii mari la nivelul comunei să dezvolte noi investiții care cu adevărat vor aduce prosperitate, dar pe termen lung. Și încet, încet, bugetul comunei a devenit unul sau chiar cel mai mare la nivelul județului Neamț. Acum, la ora actuală, avem depozitul zonal Lidl. Soceramul, acum, la ora actuală, este în construcție, dar așteptăm în cursul anului viitor să finalizeze lucrările și vor plăti taxe și impozite la bugetul local. Plus locurile de muncă. Plus locurile de muncă. Așa cum am menționat, nu am dat numele, dar acum dau numele, Florea Grup, care va investi într-o fabrică de prefabricate de beton la nivelul Comunei Cordun. Va dezvolta o nouă fabrică care va aduce locuri de muncă și impozite la bugetul local. Și toate lucrurile mai mici, toate investițiile mai mici sau mai mari, vor crea pe viitor o bunăstare
locuitorilor din Comuna Cordun. Inclusiv, așa cum ați văzut dumneavoastră, și azilul de bătrâni la nivelul satului Pildești, la intrarea în satul Pildești. Ați filmat de atâtea ori intrarea în satul Pildești. Vedeți că este o lucrare, este o lucrare de 2 milioane de euro. Este o investiție privată care mi-am dorit să se facă pe raza Comunei Cordun, care va rezolva foarte multe probleme pe viitor, probleme în ceea ce privește viitorul și îngrijirea bătrânilor din comunitate și nu numai, că la acel azil de bătrâni toate locurile clar că vor fi ocupate și de bătrâni de zona metropolitană a municipiului Roman și chiar locuri. Na, de cele mai multe ori aud situația, bă, nu am ce face, uite, plec înapoi în străinătate la muncă, sunt foarte mulți din zona, din area dumneavoastră de administrare, care sunt plecați în străinătate și atunci vârstnicii lor rămân acasă. Niciodată nu, la nivelul familiei, nu am avut problema în sensul în care să caut un spațiu într-un azil de bătrâni pentru o persoană din familie, dar am întâlnit în ultimii ani prieteni apropiați care au trecut prin momente grele și care au căutat locații în aceste azile de bătrâni și au găsit după foarte mult timp. Și foarte greu. Din punctul meu de vedere, îngrijirile paliative și azilele de bătrâni sunt în continuare foarte căutate la nivelul societății noastre și cred că societatea noastră încă mai are o problemă în zona asta. Încet, încet va deveni o problemă și mai mare în această zonă. Nu înțeleg de ce primăria nu se poate implica prin direcția de asistență socială. Că de-aia există asistența socială, nu? Există la Cordun, există o direcție de asistență socială? Există un birou de asistență socială, sunt 3 persoane la acest birou de asistență socială, nu avem foarte mulți angajați la nivelul primăriei la momentul actual. Îmi doresc în cadrul satului Cordun, în viitorii ani, să construiesc un centru de îngrijiri paliative. Avem un cămin cultural, un centru cultural și de afaceri, dau titulatura exactă, în satul Cordun, o clădire mare, căreia vreau să-i dau o altă destinație, o destinație extrem de căutată în ultimii ani. Îmi doresc ca în viitorii ani să accesez fonduri europene și să finalizez construcția acestei clădiri și să-i schimb destinația și să-l transform într-un mare spital sau într-o mare clădire de îngrijiri paliative pentru numai pentru bătrânii din Comuna Cordun care se confruntă cu probleme de sănătate, dar și pentru zona metropolitană a Romanului și pentru Roman și de ce nu pentru... Un spital nu strică niciodată să-l ai. Chiar poate părea că e în plus, dar nu se poate. Eu mi-aduc aminte, am copilărit în Cordun, am avut bunici. Sunt câteva locuri, din punctul meu de vedere, sunt foarte puține locuri și la Spitalul Municipiului Roman de îngrijiri paliative în această zonă. Cu toții știm că în momentul în care sunt probleme de sănătate cu anumiți membri ai familiei, familia este un pic stingheră, un pic abătută în momentul în care apar probleme de genul ăsta și cred că este normal ca anumite persoane în care ajung într-o situație mai gravă de sănătate să fie îngrijiți într-un mediu normal de oameni care profesioniști și care fac acest lucru și ca familia să poată simți bine că cineva are mai multă grijă de tata, de mama, de bunicul, de bunica, mai multă grijă și este îngrijit mult mai bine decât aș face eu personal în interiorul familiei. Trebuie să aruncăm și noi cu ochiul, nu trebuie să inventăm roata sau apa caldă, trebuie să aruncăm cu ochiul în statele mai mult civilizate decât noi din Europa de Vest și să vedem că viitorul nostru este în... poate în azile de bătrâni, azile, cred că e un... Azil de bătrâni sună urât. Sună urât azil de bătrâni, dar vedeți, dumneavoastră, am avut în cursul anului trecut, în momentul în care am sfințit piatra de temelie la azilul de bătrâni, am avut o discuție cu surorile congregației care investesc în acel azil de bătrâni
Și eu am folosit această exprimare urâtă a zil de bătrân, la care dumnealor mi-au atras atunci atenția și a zis la noi, în congregație, în Italia, în toate centrele în care avem grijă de bătrâni, familia și nepoții nu vin să spună că vin la bunicul la azilul de bătrâni, vin la bunicul la hotel. Aha. mi-au zis că efectiv condițiile de trai, de viață din interiorul azilului nu sunt condiții de azile, cum folosim noi acest termen, sunt condiții de hotel, sunt condiții extraordinar de bune, cu parcuri, cu zone de agrement pentru bătrâni, cu activități pentru bătrâni, astfel încât bătrânii să se simtă bine, să nu simtă lipsa familiei și să nu se simtă izolați, pentru că, de ce să nu spunem că cu toții cred că am fi mâhniți ca după o viață de muncă, după o viață care ne-am străduit să ne ajutăm copiii, să-i creștem, să-i învățăm, ne-am zbătut să ajungem la rândul nostru într-un azil de bătrâni, ne-am simțit foarte urât la finalul vieții să stăm într-un azil de bătrâni și să nu vină nimeni la noi și să fim prost îngrijiți. Dar în momentul în care, la finalul vieții, ajungi într-o zonă în care te simți bine cu oameni de vârsta ta, în care te simți bine cu obiceiurile pe care le au și ceilalți parteneri cu care locuiești, cred că de multe ori îți poate prelungi viața, în momentul în care ai îngrijiri medicale mai de specialitate, îți poate prelungi viața cu mult mai mulți ani, te poți simți mult mai bine, te poți întâlni mai des cu familia și poți să nu devii o povară inclusiv pentru familie. Păi hai să luăm să ne uităm puțin, cum ați zis, că nu trebuie să inventăm noi roata, dar nu să ne uităm la alții în ogradă, că vedem ce au făcut, da? Doar trebuie să imităm ce au făcut alții deja. Dacă ne uităm puțin în Statele Unite, ei folosesc un stat întreg pentru persoanele în vârstă unde se retrag de bunăvoie, și anume vorbim de Florida. Oamenii care ies la pensie de cele mai multe ori se duc în Florida, unde sunt comunități întregi de vârstnici sub supraveghere medicală, deci practic vorbim de sate, da? Sate destul de mărișoare, în care acolo își cumpără sau concesionează o căsuță cu două dormitoare și o baie și se mută familii întregi, soție mă gândesc, la vârsta pensionării. Acolo sunt vizitați în fiecare zi de o asistentă medicală, un medic, eu știu, un preot în caz că e nevoie și așa mai departe, și se știe deja, a devenit tradiție, că în momentul în care ești la pensie, îmi vând tot ce am, las copiilor și eu mă retrag acolo în Florida, unde este cald, e bine și mai trăiesc încă vreo 20 de ani. La noi încă stăm cu frica asta de azil de bătrâni, unde știm, ne-am obișnuit cu imaginile alea de horror, cu câte 8 bătrâni într-o singură cameră, cu varul care le pică de pe pereți și așa mai departe. Și probabil că de aici și povestea asta cu azilul de bătrâni. Sună urât. Dar v-am spus că trebuie să privim azilul de bătrâni cu un nou concept. Cu o nouă privire. Trebuie să facem, să explicăm oamenilor că azilele de bătrâni pot prelungi viața bătrânului, pentru că, vedeți dumneavoastră, în societatea noastră, de cele mai multe ori, problema cea mai mare a noastră a tuturor este depresia și stresul. Uh-huh. Ajungând la o vârstă, stresul poate continua și la bătrânețe stresul există, depresia există, mai ales în momentul în care, după ce ai ieșit la pensie, ai senzația că societatea nu mai are nevoie de serviciile tale, da, și că tu automat nu te mai vezi util pentru societate. Da. Și atunci apare depresia. În momentul în care ajungi într-o zonă în care întâlnești oameni la fel ca și tine, în momentul în care ai hobby-uri, ai îndeletniciri apropiate, atunci automat poți privi viața altfel. Da. Și nu trebuie să privim ca și cum azilele de bătrâni ar fi ceva greșit pentru noi în viitorul nostru. Eu la un moment dat chiar am făcut o glumă cu una din surorile congregației și i-am zis să-mi rezerve un spațiu din azilul de bătrâni. Am stat și am analizat de foarte multe ori că este important pentru societatea noastră
cu adevărat să avem din ce în ce mai multe locații și de ce nu, cred că pentru cei mai mulți dintre noi, cred că ar fi și un business extraordinar de bun aceste azile de bătrâni, dacă întreaga societate. Dau un exemplu, sunt anumite comunități care nu se pot mândri cu dezvoltarea industriei, nu se pot mândri cu locuri de muncă, dar foarte bine ar putea ca din acest lucru să construiască azile de bătrâni în zone, în locații pitorești și ar putea să creeze extraordinar de multe locuri de muncă din această zonă. Corect, se pentru poate, că pentru că e afacere la final. Este o afacere, este o afacere pentru cei care construiesc în zona respectivă. Și cred că foarte mulți am putea câștiga și am putea trăi din servicii de... Apropo de trăi, spuneți-mi, vă rog, că multă lume mă întreabă și pe mine, de unde își trage Comuna Cordun finanțele? Adică, băi, oamenii ăștia investesc, bagă niște bani în asfalt, în canalizare, în lumină, în luminat inteligent, mai repară școlile, mai, eu știu ce mai fac, pun bordure, etc. Dar de unde vin banii? Că multă lume nu înțelege și în continuare voi merge pe ideea, băi, Comuna Cordun este frate, are bani. Toată lumea spune chestia asta, băi, se trage pentru Comuna Cordun, băi, comună bănoasă, frate. De unde își trage Comuna banii? În ultimii ani am reușit să obțin mai multe surse de finanțare pentru mai multe investiții la nivelul Comunei Cordun. Doar la nivelul satului Cordun pot să spun că în ultimii 2 sau 3 ani am investit peste 4 milioane de euro în infrastructură din fonduri nerambursabile, atât fonduri guvernamentale, cât și fonduri europene. La nivelul sistemului de canalizare din Comuna Cordun am avut finanțare de la Ministerul Dezvoltării 1 milion de euro. În 2019 am avut un proiect modernizare drumuri de interes local cu finanțare guvernamentală la care am semnat contractul în 2017. Anul acesta am investit în modernizare de drumuri, am mai avut finanțare de 1 milion de euro prin fonduri europene. A existat un efort constant pentru dezvoltarea infrastructurii și din partea mea și din partea oamenilor care am spatele meu, cu care am muncit la aceste proiecte. Comuna Cordun se dezvoltă și își permite să facă aceste lucruri, că noi am muncit extraordinar de mult să aducem fonduri nerambursabile la nivelul comunei. Ai, pe bază de proiecte. Pe bază de proiecte, pe bază de proiecte. Dar dacă un proiect este bine întocmit și ai suficiente criterii, vei fi selectat și vei fi finanțat. Sunt trei proiecte cu finanțare europeană, două proiecte mari cu finanțare guvernamentală, sunt 5 proiecte cu finanțare pe fonduri nerambursabile. Lucrurile astea au adus un plus de valoare la tot ceea ce înseamnă infrastructură la nivelul comunei. Pe lângă aceste fonduri, am folosit cu chibzuință, consider, și banii din bugetul local. La fel, pe investiții în infrastructură, în școli, în apă, în canal. Și pe lângă acestea, de ce să nu spun, am mai făcut și un credit pentru a dezvolta în continuare mai accelerat tot ceea ce înseamnă infrastructura de apă, canal și asfalt. Toate aceste lucruri au fost prioritare. Dintotdeauna mi-am dorit ca taxele și impozitele să rămână cât mai mici la nivelul comunei. Iar dacă mi-aduc aminte, nu le-ați majorat așa. Nu le-am majorat niciodată, le-am majorat doar cu cuantumul și cu procentul fiscal, atâta timp cât sunt primar în Comuna Cordun, astăzi mărturisesc la dumneavoastră în emisiune, nu voi majora taxele și impozitele. Și pentru că există un recul economic și din acest punct de vedere. Mai degrabă colectez taxe și impozite mai mici de la o masă impozabilă mai mare, decât taxe mari de la o masă impozabilă mai mică, sugrumând, practic, da. Contributorul la bugetul local. Îmi doresc ca taxele și impozitele să rămână mici și, în continuare, așa cum am spus, voi depune eforturi constant pentru obținerea de fonduri nerambursabile pentru finalizarea a ceea ce înseamnă investiții în infrastructură la nivelul comunei. Am avut mai multe parteneriate cu locuitorii din comună. Știți foarte bine că la nivelul colectării deșeurilor la nivelul Comunei Cordun, condiționat de trei aspecte, taxa este de 1 leu pe an. Am considerat că
pot, în primul rând, împreună cu locuitorii din Cordun și din Simionești și din Pildești, să dăm un exemplu zonal în ceea ce privește curățenia comunei noastre. Și am invitat ca și locuitorii să fie parteneri alături de administrația publică locală. Am dat posibilitatea ca celui care vrea să devină partener să plătească taxă 1 leu, condiționat de 3 aspecte care le-am mai menționat și cu alte ocazii: plata taxelor și impozitelor locale la zi, participarea alături de către administrația publică locală la tot ceea ce înseamnă programele de reciclare a deșeurilor și, de ce nu, cu toții să ne implicăm în curățenia din fața porții, din curtea noastră, atâta timp cât ar aduce atingere imaginii comunei. Și încet, încet, acest proiect cred că va avea succes în următorii ani, pentru că mi-am dat seama că foarte multe din proiecte, administrația publică trebuie să aibă răbdare. Doar cu răbdare și în timp putem implementa un nou mod de gândire asupra localității și asupra modului nostru de a trăi în localitate. Are importanță și faptul că populația de fapt întinerește în Cordun. Adică oamenii în vârstă se sting, așa este natural. Oamenii în vârstă îmbătrânesc și se duc. Asta este mersul natural al lucrurilor. Și locul lor este luat de alte persoane tinere care vin, presupun, cu o altă mentalitate. Și înțeleg ce înseamnă selectivă reciclare, știu ce înseamnă o curățenie în fața porții, știu ce înseamnă să decolmateze un șanț, ce înseamnă, care sunt implicațiile. Presupun că se rezumă la asta. Aceste tradiții s-au pierdut și la nivelul comunei Cordun, chiar dacă ele la un moment dat erau implementate la nivelul întregii societăți românești. Încet, încet s-au stins, dar încet, încet vreau să reaprind flacăra în sufletul fiecărui locuitor de a iubi frumosul, de a iubi curatul, de a respecta tot ceea ce înseamnă bun comun. Vedeți, dumneavoastră, de cele mai multe ori, noi ca și persoane, la nivelul societății noastre, apreciem doar bunurile personale. Tot ceea ce înseamnă domeniul public și bunul public, în general, noi ca și societate ne batem joc, noi ca și oameni. Nu respectăm munca celorlalți, respectăm mai puțin munca celorlalți și vedeți dumneavoastră, avem întotdeauna exemple cu cetățeni care vin din străinătate, pe autostrăzi nu-și permit și pe drumurile din alte state nu-și permit să arunce gunoiul pe geam, iar când ajung în țară, la 200 de metri după ce au trecut granița, deschid geamul și golesc rezidurile din mașină. Ei, la fel se întâmplă în întreaga societate. Încet, încet trebuie să muncim în această zonă de educare a societății și cu toți trebuie să participăm la tot ceea ce înseamnă frumos. Pentru că societatea occidentală este educată în acest sens și respectă anumite reguli. Eu mi-am dorit ca aceste reguli de curățenie să fie respectate și să participe întreaga comunitate, bucurându-se de un bonus la tot ceea ce înseamnă plata la colectarea deșeurilor. Cine colectează deșeurile la raza comunei? Rosalul colectează deșeurile. E același Rosal și ăsta din Roman? E același Rosal din Roma. Înțelegeți unde vreau să... De 10, înțeleg. Nu, am și eu acest parteneriat sprijină din bugetul local diferența de costuri. Costurile la fel sunt și la Cordun, ca și la municipiul Roman. Zilnic mașina Rosalul este cântărită, este tarată, goală și plină. Noi practic plătim, prețul este unitar la întreaga zonă metropolitană a municipiului Roman, pentru toate comunele prețul este același. Prețul este același, dar câteva lucruri sunt importante. Sunt importante dacă populația începe să selecteze deșeul, este important pentru că zona de selecția deșeurilor
chiar dacă au alte costuri, dar aceste costuri sunt recuperate. Dacă noi ca și societate ne-am învățat încet încet să selectăm din ce în ce mai mult deșeurile și să reciclăm, da, cred că prețul deșeurilor va fi din ce în ce mai mic pentru întreaga societate. Dacă noi considerăm că prețul pe care îl plătim nu este unul just și ne batem joc de colectarea deșeurilor, prețurile la deșeuri vor crește din ce în ce mai mult în următorii ani. România și-a asumat anumite angajamente față de Uniunea Europeană pe care nu le-a respectat în ultimii ani și care vor trebui practic respectate și încet, încet noi ca și țară vom fi penalizați și vom fi amendați de către Uniunea Europeană că nu ne vom respecta acordurile pe care ni le-am asumat. Și cred că cu toții trebuie să înțelegem, ca să ne respectăm aceste acorduri, trebuie să participăm activ la tot ceea ce înseamnă reciclare, că discutăm de Cordun, că discutăm de municipiul Roman, că discutăm de orice altă localitate din România, cu toții trebuie încet, încet să ne învățăm, încet, încet să impregnăm tinerilor, copiilor, bătrânilor mentalitatea de a recicla aceste deșeuri. Chiar bă, dumneavoastră ați făcut treaba asta cu povestea asta cu parteneriatul. De bine, de rău, e un bold, e un impuls către populație. Da? Măi, colectați selectiv, dă cu statul să vă coste atât. Pe voi ca oameni. Exact. Un leu. Deci e un pas înainte. Am vrut ca să sprijin și populația să fie oarecum încurajată să ajungem în punctul în care să selectăm și să impregnăm această mentalitate copiilor. Mărturisesc cu bucurie că am un copil de 4 ani care efectiv întreabă, în selectiv sau în menajer. Da, da, da. Și încet, încet, dacă în rândul copiilor, noi ca și părinți impregnăm mentalitatea de selectarea deșeurilor, este un lucru bun, mai ales că, așa cum am menționat anterior, vor fi amenzi din partea Uniunii Europene și amenzi care indirect vom simți fiecare în bugetul nostru. Așa este. Banii plătiți de către guvern ca și amenzi în această zonă vor fi din veniturile noastre, din banii pentru anumite investiții și vom simți cu toții că viteza de dezvoltare a infrastructurii în România este una mai mică și datorită faptului că nu suntem parteneri în tot ceea ce înseamnă o comunitate curată, o zonă curată, da, o țară curată. Toate aceste lucruri se răsfrâng asupra noastră a tuturor și trebuie să înțelegem că trebuie să fim uniți asupra unor măsuri de importanță capitală asupra în societatea noastră, indiferent că discutăm de municipiul Roman, indiferent că discutăm de comuna Cordun sau altă comună învecinată sau oricare altă comună, cu toții pe anumite lucruri, inclusiv că discutăm de clasa politică, de partide politice, toți trebuie să conlucrăm pe anumite zone și cu toți trebuie să avem aceeași gândire pe anumite ramuri și pe anumite aspecte. Și cu toți trebuie să muncim în această zonă, astfel încât cu toții trebuie să înțelegem că anumite lucruri nu mai merg așa și că trebuie să muncim în această zonă și trebuie să ne dăm silința. Acea idee cu, bă, primăria nu vine să-mi facă mie curățenie în casă, deci nici eu n-am să fac curățenie pe spațiul primăriei. Să-și facă singur treaba, asta trebuie să dispară. Și probabil că va dispărea în câțiva ani. Am dorit să impregnez la nivelul locuitorilor Comunei Cordun mentalitatea de a-i face parteneri alături de mine, așa cum am menționat, la o comună curată. Am plecat aici de la o idee. Fața porții. Mi-am dorit întotdeauna să participăm cu toții activ la tot ceea ce înseamnă curățenie în curte, curățenie în fața porții. Aș fi putut foarte simplu să, împreună cu Consiliul Local, să stabilim clar 2 zile în care putem cosi în fața porții, în care va trebui să fie obligatoriu să ne facem curățenie. Dar am ales, din punctul meu de vedere, o altă variantă de a impregna mentalitatea, ideea aceasta
în mintea locuitorilor de gospodărire. Am ales ca să sprijin financiar persoanele care vor, că am, cred și consider că încet, încet, ceilalți care nu participă la acest proiect, încet, încet, să-și dorească să participe la acest proiect și să se bucure de acest proiect. Vedeți, dumneavoastră, că de foarte multe ori, în momentul în care vedem frumosul, îl întâlnim, încet, încet, începem să-l și iubim. Așa e. Și mi-am dorit ca să fac acest lucru pe o cale normală, amiabilă, nu în forță, nu cu vorbă urâtă, încet, încet. Am început, practic, să impregnez cu dragoste această idee în mintea și în inima locuitorilor din satul Cordun și nu prin forță, nu prin amenzi. Se putea și prin amenzi, da? Am încercat această variantă că am considerat că este una normală. Pentru că de foarte multe ori mi-am pus întrebarea tot în urma unor discuții cu prietenii care mi-au spus că efectiv intra într-o bancă în Londra și înainte să intre într-o bancă și arunca țigara jos. A stat polițistul o oră lângă țigara lui, l-a așteptat să iasă din bancă și a pus amendă 100 de lire. Există varianta și situația în care poți face aceste lucruri prin forță. Acum, rezultatul nu o să fie același niciodată. Rezultatul nu o să fie același niciodată. E clar că rezultatul nu o să fie același niciodată. Îmi doresc ca la nivelul comunei toate deciziile pe care le iau în orice domeniu să fie decizii care să aplice cu vorbă bună, cu dragoste, față de vecinul, față de aproapele, față de comunitate. Asta a fost discuția noastră cu primarul Comunei Cordun. Astăzi domnul Adrian Ciobanu prezent aici în emisiune, care v-a prezentat nu neapărat bunul mers al comunei, că nu despre asta era vorba, ci despre cum arată, cum a arătat și cam cum s-ar vedea Comuna Cordun pe viitor și nu neapărat pe următorii 4 ani, ci pe termen lung, că nu o lăsați moștenire decât locuitorilor la un moment dat și iată să arate bine în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să apăreți în această emisiune. Vă mulțumesc și eu din suflet. Și rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!